Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Nutriție și Sănătate. Ana Maria Demetrescu, mă numesc profesor inginer în alimentație, nutriționist fitoterapeut și terapeut în medicina cuantică. Așa cum v-am zis de data trecută, o să vorbesc astăzi despre etichete. Mai exact, cum citim etichetele. De ce? Pentru că de fiecare dată când recomand pacienților mei să citească etichetele, pentru că în felul acesta văd dacă produsele sunt ceea ce au ei nevoie, mă lovesc de necunoaștere. Adică majoritatea se uită la calorii, nu știu unde să citească, nu știu la ce să se uite și astăzi o să clarific puțin, pe scurt, într-adevăr, în cele 30 de minute ale emisiunii, cum să citim corect etichetele, la ce să ne uităm exact și ce ne interesează pe noi atunci când cumpărăm un produs. Din păcate, pe piață există foarte, foarte multe produse, de la produse naturale, gen produse lactate, până la produse procesate, rafinate, care, din păcate, conțin anumite substanțe, potențiatori de culoare, de gust, de miros, despre care tot am vorbit și tot am spus de fiecare dată să ne ferim de ele, care oferă acelui produs un gust bun, un aspect plăcut și un miros foarte ok. Da? Și atunci preferăm să le luăm pe acestea. Nu ne mai uităm pe etichete să vedem de fapt ce conține acel produs, ajungem acasă, îl consumăm și după aceea automat ne mirăm de ce oare nu ne simțim bine sau de ce nu ne hrănim sau de ce avem probleme gastrointestinale sau de ce apare surplusul de greutate. Și haide să vedem exact la ce trebuie să ne uităm atunci când mergem la cumpărături. Mai exact, da, etichetele sunt practic o sursă de informare, da? Ce conține produsul, data expirării, valoarea nutrițională, dacă este de o calitate, să zicem, A, B, C, adică în funcție de calitatea ingredientelor și așa mai departe. Adică niște informații foarte utile. Da, într-adevăr, scrie foarte mic, mai ales pe dulciuri, eticheta aceea foarte, foarte mică pe care ar trebui să o descifrăm cu lupa, dar puteți să vă uitați și să citiți categorii unde nu cunoașteți, alegeți alt produs. Sunt foarte multe produse, sunt foarte multe, o gamă foarte variată de produse și atunci ca să vedem ce este mai sănătos, pentru că 100% sănătos clar nu mai există și știm lucrul acesta, haideți să vedem la ce să ne uităm. În primul rând, toată lumea se uită la valoarea nutrițională. Majoritatea, să vedem câte calorii. N-are nicio relevanță în mod deosebit câte calorii are un produs dacă nu avem, să zicem, o dietă bazată pe calorii sau dacă ținem un regim sau dacă vrem să vedem cantitatea de zahăr sau cantitatea de grăsime în cazul în care avem o dietă sau ceva de genul. Da? Dar, ca să începem cu începutul, pentru că toată lumea se uită la valoarea nutrițională, asta înseamnă nutrienții pe care îi are produsul respectiv. Da? Proteine, lipide, glucide. Acum au și sare și unele etichete mai ne spun și despre fibre și caloriile, adică câtă energie ne oferă produsul respectiv dacă îl consumăm. Însă, vreau să vă uitați puțin în imagine. Am ales oarecare niște etichete care să nu reprezinte neapărat un brand. Avem acolo pentru 100 de grame și pentru 30 de grame. Deci mare, mare atenție! Da? Dacă produsul pe care dumneavoastră veți să-l cumpărați are 30 de grame sau 300 de grame sau cum avem în partea cealaltă 125 de grame sau 245 de grame, trebuie să calculăm în funcție de valorile pentru 100 de grame, să calculăm cât are produsul respectiv. La 30 de grame nu este nicio problemă, pentru că acolo clar nu o să depășim valoarea de 539. Vedeți acolo că scrie 162 de kilocalorii, deci sunt categoric și etichete care ne arată cât are produsul respectiv, dar și etichete care nu ne arată, de exemplu cum sunt celelalte pe care le aveți în dreapta. Da? Și atunci o să ne uităm și să calculăm. Dacă 100 de grame de produs are 35 de grame, de exemplu, de grăsimi, cât are 200 de grame sau 250? Da, mulțim cu 2, cu 3 și așa mai departe în funcție de gramaj. Vreau să vedeți puțin diferența între
etichetele românești, da, pe care o aveți acolo, declarație nutrițională, și celelalte etichete care nu sunt de la noi. Da? Vedeți acolo că la valoarea nutritivă este mult mai explicită, adică ne arată inclusiv carbohidrați, colesterol, da? Pe lângă proteine, glucide, lipide. Da? Carbohidrații, pentru că, într-adevăr, carbohidrații reprezintă glucidele în mare și atunci oamenii nu știu că, de fapt, carbohidrații intră în categoria glucidelor. Adică ei zic că dacă nu mănâncă zahăr sau nu mănâncă dulciuri, nu pot avea probleme cu glicemia. Că practic la asta ne uităm, da? Că are o cantitate mare de zahăr, de glucide. Dar carbohidrații, da? Intră tot în aceeași categorie. Deci automat dacă avem probleme cu glicemia sau avem diabet, trebuie să ne ferim de carbohidrați. În etichetele, etichetele care sunt afișate din altă țară, automat acolo avem. E, în etichetele românești nu avem, dar avem grăsimi și glucide, da, din care zaharul. Deci nu uitați, uitați-vă foarte mult la glucide și la carbohidrați dacă vedeți etichete cu carbohidrați. Perfect, mai avem acolo niște vitamine, calciu, da, adică sunt câteva fier, da, la niște, la produsele afișate. Perfect. Haideți să revenim la eticheta din din stânga, da, deci unde avem eticheta românească. Ne-am uitat la valoarea energetică, da, valoarea nutritivă, adică câtă energie ne oferă. Ne uităm la grăsimi, din care acești grași saturați. Grăsimile în general sunt sănătoase, lipidele. Înainte ele științific se numesc lipide. Da? Grăsimii sunt trecute acum ca să înțeleagă toată lumea, că nu orice persoană știe ce sunt lipidele. Și atunci au trecut grăsimi și este foarte ok lucrul acesta. Din care acești grași saturați, adică aceia de care ar trebui să ne ferim. Grăsimile rele, da? Ca să mă exprim așa. Vedem acolo că nu este o cantitate foarte mare, deci undeva la 5% din produs conține aceste grăsimi saturate. Adică în cazul în care avem probleme cu colesterolul, avem probleme cu trigliceridele, avem probleme cu grăsimile în corp, ar trebui să evităm aceste grăsimi din care acizi grași saturați. În etichetele pe care le în meniurile, de fapt, restaurantelor, legea spune că ar trebui să vedem și aceste grăsimi, să scriem și dacă produsul respectiv conține grăsimi, respectiv acești grași saturați, da, pe lângă lipide. Și o să vedeți, eu cel puțin când fac meniurile, da, când optimizez meniurile conform legii, eu trec acolo tot ce conține produsul respectiv. De exemplu, la pizza, dacă avem mezeluri, dacă avem mozzarella, automat de pe etichetele acestor produse iau toate informațiile și le trec în meniu. De ce? Ca consumatorul să primească toate informațiile corecte. Și mi se pare o lege extraordinară. Pentru că atunci când ne ducem în magazin, da, putem să facem o selecție. Ne uităm pe etichete, citim. E ok, îl punem în coș. Nu este ok, nu îl punem în coș. Dar când mergem în restaurante, ce facem? Că nu știm ce salam a pus, ce brânză, ce cașcaval, ce... Nu știm ce avem acolo. Și este foarte periculos, pentru că unele restaurante folosesc materie primă de bună calitate, naturală, da? Unele folosesc de proastă calitate. Și atunci ne bucurăm că noi acasă avem grijă de ce mâncăm și că mâncăm mai sănătos, dar dacă ieșim o dată pe săptămână la restaurant sau ne comandăm masa de prânz de la restaurant, vă dați seama că acolo nu o să mâncăm niciodată produse de calitate. Așa că mare, mare atenție. Mergeți în restaurantele care au meniu optimizat corect, unde vedeți acolo cu roșu acizi grași saturați, unde vedeți acolo aditivi, da? Unde vedeți scris, da, substanțele care intră în componența materiei prime, da, ale produsului pe care îl consumați. Unde vedeți aruncate niște lipide, glucide și așa mai departe, alea nu sunt meniuri corecte făcute. Nu sunt optimizate corect. Iar acum chiar în București a fost un control general sau nu știu dacă neapărat în toată țara și au sancționat foarte mult restaurantele care pur și simplu și-au bătut joc de aceste meniuri. Adică au trecut niște informații oarecare, probabil de pe net, de unde le-au luat și nu reprezenta valoarea adevărată a produselor pe care ei le comercializau în restaurante. Mare, mare atenție la fast food-uri, mare, mare atenție la pizzerii, pentru că acolo o să rămâneți șocați de ceea ce conțin aceste preparate.
Perfect. Glucidele. Glucidele ne interesează în mare, deci acolo avem și carbohidrați, zaharuri, da? Acelea sunt foarte periculoase. Vreau să mă întorc puțin la grăsimi. Lipidele sunt o sursă bună de energie, nu vă mai feriți de ele. Feriți-vă de acizii grași saturați, da? Cei care, într-adevăr, ne pot afecta sănătatea. În rest, avem grijă să mâncăm cantitate normală, da? Astfel încât să oferim corpului tot ce are el nevoie. La fel de zaharuri ne ferim, de zaharuri ne ferim de glucide per total. Că am mai auzit varianta, pe am citit acolo și are nu știu câte glucide. Ok, este regulă și glucidele, noi avem nevoie, da, de glucide. Corpul nostru funcționează, mușchii noștri funcționează consumând aceste glucide. Deci noi avem nevoie de aceste substanțe nutritive, că de asta se numesc nutritive, ne hrănesc, dar de substanțe nutritive naturale care într-adevăr să se potrivească cu corpul și cu sănătatea noastră. Mare, mare atenție. Mai avem acolo niște fibre, astea nu sunt obligatorii să fie trecute, dar acest produs, probabil că este vorba despre pâine ceva, dacă avem și fibre. Ajută foarte mult pe partea de digestie, pentru că multe persoane au probleme cu constipația. Și mai avem proteinele, la fel, nu are rost să vorbesc despre proteine, dar nu căutați proteine în exces. Corpul nostru nu poate să metabolizeze proteine în exces. Așa că să fie ceva limitat. Și sarea, care este foarte importantă, pentru că în prezent toate produsele conțin sare și zahăr. O să rămâneți uimiți, din 10 produse o să găsiți 9 care conțin sare și zahăr, indiferent că sunt dulci sau sărate. Da? Perfect. Ingredientele. Astea sunt cele mai importante. Aici vreau să vă uitați. Da? Am luat de pe internet niște etichete, fără nicio aluzie, și vreau să vă uitați la ingrediente, unde scrie ingrediente, da? Pentru că acolo vedeți exact ce conține acel produs, da? Când avem condimente, de exemplu, avem sare, condimente, boia, ardei, piper, usturoi, mă rog, membrană artificială necomestibilă, deci vedeți că unde avem la cârnații respectiv necomestibilă, evitați-o. Dacă membrana aceea în care sunt ambalați cârnații nu este comestibilă, evitați-o. Chiar dacă o simțiți oarecum, dacă puteți să o mestecați. Pentru că aceea este toxică pentru corp. Adică poate la un moment dat să vă provoace o indigestie. Și în niciun caz nu o prăjiți. Perfect. Ne uităm în partea cealaltă, la un muștar. Cu un dulcitor. Da? Era normal să existe. Boabe de muștar avem 16%. 16,5. Mă rog, și restul, agent de îngroșare, gumă xantan. Avem grijă la aceste gume. Unde vedeți gume, evitați. Este o substanță foarte, foarte toxică pentru corp, consumată în cantitate mare pe timp nelimitat. Și acum, dumneavoastră, dacă nu citiți etichetele, nu aveți de unde să știți dacă această substanță o consumați frecvent. Dacă citiți etichetele și din 3-4 produse aveți această substanță, categorică este în exces. Da? Corpul nostru poate să tolereze anumite substanțe care nu sunt benefice pentru el, pentru că există oarecum un filtru, dar odată ce depășește o limită, automat pot apărea intoxicații. Acidifiant, la fel, și acesta avem grijă de el. Condimente și extracte de condimente. Colorant. Aromă. Aromă, nu știm ce aromă e acolo. Este o aromă. Și avem și îndulcitor. Într-adevăr, nu este zahăr, este alt îndulcitor. Deci colorantul și aroma, aroma aceea nu știm de unde e și ce este. Dar de ce are nevoie muștarul, care este făcut din boabe de muștar și de condimente artificiale și de arome și de îndulcitor? Ca să fie cât mai bun. De ce? Pentru că el are o cantitate foarte mică de boabe de muștar, da? Practic materia primă de bază, și atunci trebuie să îi se adauge mult mai multe substanțe ca să fie bun. Pentru că noi ne-am obișnuit să fie bun. Papilele noastre gustative le-am educat prost să fie bun. Și atunci nu o să mai acceptăm niciodată alimentele naturale, care nu au un gust atât de pronunțat. Da? Ne-am obișnuit cu aceste gusturi, cu aceste arome, cu aceste condimente artificiale. Și când consumăm sau mâncăm ceva natural, ni se pare fără gust. Acolo este marea problemă. Corpul nostru, ADN-ul nostru este structurat să accepte și să asimileze substanțele nutritive, naturale, nu cele care ne plac nouă cu gust. Aici vedem grăsimi, da, 5%,
din care acești grași saturați nu avem, da? Glucide 6 grame, 5 grame, scuzați-mă, 6 grame, zaharul avem 2 grame, deci v-am zis că zahărul și sare 2 grame, le găsim peste tot, deci nu e nicio... Data expirării. Aici, la fel, majoritatea se uită la data expirării, am ales oarecare, da, un produs, scrie XP, da, sau până la, se consuma până la data respectivă. Bine ar fi să le respectați, mai ales cele ambalate, pentru că, într-adevăr, dacă este natural, este altceva, dar cele ambalate nu știm ce este acolo și nu știm ce conservanți conțin și acei conservanți în ce se transformă după această dată. Adică, am mai auzit varianta, da, n-are nimic, e bun la gust. E ok, e bun la gust, dar ce se întâmplă cu aceste substanțe de conservare care expiră? Așa că recomandarea mea ar fi să le evitați decât, repet, dacă este un produs, de exemplu, cum sunt fructele, legumele, care automat le vedem dacă sunt alterate și dacă încep să se strice și evităm partea care este stricată, de exemplu, la o banană și putem să consumăm restul, da? Pentru că, clar, o vedem. Și atunci putem să ne ghidăm după gust, este un produs natural, da, dar știți ce înseamnă natural, dar când vorbim de produse ambalate și procesate, nu le mai consumați după data expirării. Nu le mai consumați, pentru că azi consumați puțin, mâine consumați puțin și după aia vă treziți peste un an sau peste câteva luni de zile cu probleme de sănătate și de fiecare dată când aud, tata, nu am avut probleme în trecut. Normal că nu am avut probleme în trecut, că noi naștem cu probleme. Noi, teoretic, ne naștem sănătoși, corpul nostru este sănătos. Începe să se hrănească, să se adapteze, să crească, să se dezvolte consumând alimente, da? Oferindu-i combustibil. După care, la 18-20 de ani, când se oprește procesul de creștere și dezvoltare, el începe să funcționeze cu exact organele pe care și le-a format un copil, un adolescent. Dacă am format organe bolnave, automat, din 5 în 5 ani, vor apărea problemele de sănătate. Pentru că corpul nostru este un mecanism foarte inteligent, nu murim mâine. Da? Celulele noastre se regenerează, se regenerează. Unele reușesc să se regenereze în celule sănătoase, unele se regenerează în celule bolnave. Și până se regenerează tot corpul, ca să apară o problemă, mă refer la un organ, mai trece timpul. Da? Unele se mai repară, unele nu. Și așa mai departe. Adică învățați simplu, nu trebuie să faceți anatomie sau medicină, ci pur și simplu intrați și căutați și vedeți ce se întâmplă cu corpul nostru și cum funcționează el. Simplu, deci de la nivel de medicină. Perfect. Condițiile de păstrare este foarte important. Și aici o să vreau să discut puțin și de depozitare. Pentru că dacă produsul respectiv, de exemplu cum avem produse lactate, se recomandă să, vedem acolo, da? Expiră la data marcată pe ambalaj, o dată, înainte de deschidere, se păstra sub 25 de grade, după deschidere, adică înainte de deschidere, acest lapte se poate păstra la temperatura camerei, după deschidere la frigider între 24 grade. Deci vă dați seama că acel ambalaj îl protejează foarte mult. După ce l-am deschis și a intrat în contact cu aerul, el trebuie automat consumat în 2-3 zile și ținut în frigider. Da? Deci țineți cont de acest lucru. Că poate ați mai zis, da, dar bunicii noștri, nu știu, țineau laptele o zi întreagă după ce mulgeau. Este natural, era natural, acum nu mai există natural. Da? Conservanții respectivi țin produsul, să zicem, în ambalajul respectiv, care pe interior este de aluminiu, pentru că suntem invadați de ionii de aluminiu. Și atunci da, îl conservă bine. Perfect. Aici este un lapte normal, integral ultrapasteurizat, adică cu grăsime normală, vreau să zic, da? Vedem acești grași saturați, glucidele teoretic naturale. Și țara de origine, la fel, de unde provine el, la fel, puteți să vă faceți o părere, da, din Germania. Țineți cont că sunt niște studii care ne arată că fiecare individ tolerează mult mai bine alimentele din țara lui. Pentru că tot așa, prin ADN, da? Noi tolerăm mult mai bine alimentele care le-au consumat și bunicii noștri și strămoșii noștri și care au fost pe pământul respectiv, da? Mediul respectiv și așa mai departe. Dacă le consumăm din altă țară, există posibilitatea să nu le tolerăm foarte bine, de asta persoanele care se mută în alte țări se îngrașă sau se îmbolnăvesc. Pentru că alimentele acelea deja nu sunt tolerate foarte bine de ADN-ul lor, de corpul lor.
Și invers, străinii care vin în România, dacă mănâncă toate porcările care se găsesc la noi în România și mâncarea tradițională, există posibilitatea ca ei să tractul lor digestiv să nu funcționeze corect, da? Să se îngrașe sau la fel să apară probleme cu ficatul. Vreau aici să mai specific. Lapte integral ultra-pasteurizat. Adică este trecut prin anumite procede care teoretic distrug bacteriile din acest lapte, da? Astfel încât să ajungă în siguranță la noi. Se presupune că prin aceste pasteurizări, ultrapasteurizări, sterilizări și așa mai departe, se distrug și o parte din proprietățile lui, da? Din valoarea lui nutritivă. Și atunci, din păcate, ajungem cu un lapte care nu mai este de o calitate și care nu ne mai hrănește suficient. Plus de asta mai sunt niște zvonuri, că nu știu acum cât 100% sunt adevărate, pentru că dacă ar fi adevărate, probabil că s-ar închide multe fabrici. Produsele care sunt aproape de expirat sunt reprimite în fabrica respectivă, sunt trecute printr-un proces iar de pasteurizare, sterilizare și în felul acesta sunt lansate iar pe piață. Se presupune că au un număr pe etichetă care indică lucrul acesta, dar dacă noi consumatorii nu-l vedem sau nu ne uităm, din păcate nu știm. Grăsimile, mai am aici un fel de margarină și avem așa, grăsimi compuse amestec. Deci mare atenție, dacă mergeți să luați unt, luați untul ăla de 80%, lăsați-l în pace, că nu mâncați în fiecare zi unt. Da? Pe pâine. Sau dacă mâncați odată, aveți nevoie de grăsimile respective care sunt metabolizate corect. Gândiți-vă ce face corpul dumneavoastră cu aceste grăsimi. Și o să trec mai repede pentru că am și organismele modificate genetic. Grăsimi vegetale nehidrogenate, ulei de palmier, mă rog, ce mai acolo, unt 28%. Apă, grăsime 83%. Deci, nu înțeleg ce caută untul. Ce mai caută? Vedeți că este în ingrediente, deci este o grăsime adăugată 83%, da? Că eu așa înțeleg, pentru că la valoarea nutrițională avem grăsimile totale, da? Pe care nu se vede, dar în rest sunt grăsimi vegetale, un unt și niște grăsimi adăugate, care nu știm ce sunt alea. De unde ori proveni ele? Dumnezeu știe, da? Deci nu mai cumpărați porcăriile astea. Luați untul de 80%, 85% grăsime natural, mâncați cantitate mică sau dacă îl folosiți pentru sotat, cantitate mică și vă bucurați de un preparat cantitate mică și cu o valoare nutrițională corespunzătoare, adică care să vă hrănească. E-urile. Înainte a fost toată, pe etichetă se scria prescurtat. E-250, E-120. Acestea sunt prescurtările substanțelor care intră în componența produselor. Da? Perfect. Pentru că a fost un scandal cu aceste E-uri periculoase și toată lumea când vedea E se ferea de acele produse, comercianții care sunt foarte deștepți, producătorii, ce au făcut? Ia să scoatem noi acest E, această literă, da? Pur și simplu de pe etichetă și să le dăm substanța întreagă, științifică, că oricum nu știe nimeni, nu stă nimeni să intre să vadă ce înseamnă aia. Așa ne era mai simplu să știm că E-120 este substanță toxică care nu este benefică pentru corp, da? Așa nu mai știm ce e aia, că nu stă nimeni să intre să vadă denumirea științifică. Mai ales că nici măcar nu știm să o citim. Iar eu le zic așa, unde vedeți substanțe pe care nu știți să le citiți, nu că nu știți, nu le recunoașteți ca și cuvinte, evitați. Deci clar, nu avem ce să discutăm, da? Vedem zahăr, vedem apă, vedem unt, vedem ou, este ok. Sunt alimente pe care noi le identificăm, le știm. Unde vedeți substanțe care nu n-aveți cum să le citiți, evitați-le. Câteva E-uri periculoase și sunt pe etichete și puteți să le căutați pe internet, da? Vedeți că sunt cancerigene, E-210, exact ce ziceam. Ele în cantitate mică pot fi folosite conform legii, pentru că o să mă întrebați de ce sunt folosite. În cantitate mică nu fac rău, dar depinde acum câte acele, că o să dau puțin înapoi, acele, uitați, iaurtul acela E-120, ia să vedem dacă am 210 pe undeva, nu, am E-120, câte iaurturi mâncați pe săptămână sau pe lună, hai să luăm pe lună, da? Câte iaurturi mâncați care conțin acest E-120 sau 210?
Păi gândiți-vă că faceți exces, deci cantitatea aia de substanță o adăugați în corpul dumneavoastră, ceea ce înseamnă că devine periculoasă, devine cancerigenă și dacă o consumați pe termen îndelungat, puteți să vă treziți cu probleme, da? Cu boli grave. Aici e problema, ei sunt acoperiți, spun nu, cantitatea mică pe care noi am pus-o în acest produs nu duce la cancer, dar noi dacă consumăm industrial acel produs, logică vom ajunge să facem cancer. Organismele modificate genetic, am vorbit la o emisiune anterioară, uitați-vă puțin care e diferența. GMO este prescurtarea din engleză, da? O să găsiți non, adică nu modificat genetic și o să găsiți organic, ceea ce înseamnă la fel nu modificat genetic, dar pe unele o să le găsiți care nu sunt. Am făcut și eu un live pe TikTok când ne-am uitat puțin pe etichete și am găsit amidon modificat genetic. Este foarte greu să ne dăm seama pentru că trebuie să citim foarte bine etichetele și să vedem să le identificăm. Am găsit aici, pentru că inclusiv produsele lactate sunt modificate genetic. Și m-am gândit așa, ok, plantele am înțeles, da, se modifică la nivel de sămânță. Dar cum modifică ei produsele lactate genetic? Și uitați răspunsul oarecum, da, o să mai studiez puțin acest subiect, pentru că deja devine ca și cum ne-am băgat o travă, da? În mâncare și noi suntem inconștienți și nu conține, nu, e ok, suntem în siguranță, nu suntem în siguranță. Practic ei modifică oul, cum zic ei, da? Fătul sau ce embrionul, ce în funcție de văcuța respectivă sau de pasăre animal, îl implantează într-un animal și în felul acesta, da, rezultă un animal modificat genetic. Automat și lăpticul, da, este oarecum modificat. Da, deci intervine în ADN-ul acelui animal. Eu așa înțeleg lucrurile. Și atunci vă dați seama că este foarte, foarte grav ceea ce se întâmplă. Plus de asta am găsit și aceste produse, că practic nu o să mai avem carne, o să avem carne artificială. Știți că sunt anumite discuții pe partea asta cu carnea de la fast food-uri, că nu ar fi carne provenită de la pasăre, dar deci nu există puiul ăla care într-adevăr trăiește cum îl știm noi și că este pur și simplu o carne făcută artificial. Uitați și aici niște exemple, am găsit tot așa imaginea pe internet, în practic este o carne modificată genetic. Și mai am aici cu cifra PLU, codul PLU, da, cifra 4 și 8 ne indică, vedeți că știți că unele au niște coduri pe ele, ne indică faptul că ar fi modificate genetic, deci 4 și 8, uitați-vă puțin pe etichete, dacă vedeți cu 4 sau 8 înseamnă că sunt modificate genetic și atunci ar trebui să vă feriți de ele, da, pentru că ei ne atenționează, da? Adică ei se spală pur și simplu pe mâini, zic, nu, noi am pus, e modificat genetic. Dacă l-ați cumpărat și l-ați mâncat, și uitați-vă că arată foarte bine. Ce se întâmplă cu aceste organisme modificate genetic? Ajung în corpul nostru, ele și-au schimbat foarte mult structura, sunt și injectate cu niște antibiotice ca să reziste, să facă față, să nu se îmbolnăvească, da, de la sămânță, și atunci automat nu știm ce se întâmplă în corpul nostru cu aceste substanțe, cu aceste alimente, pentru că ele nu mai sunt recunoscute, repet, de ADN-ul nostru. Ok, timpul a trecut, din păcate, o să mai discut, urmăriți-mă și pe TikTok sau pe Facebook, pe TikTok mai fac niște live-uri și atunci o să vă mai dau informații. Informați-vă, nu uitați, informați-vă că sunt lucruri prețioase și importante. Încă mai avem de unde să alegem, când o să mai avem de unde să alegem, atunci da, ok, asta este realitatea. Dar încă mai avem, faceți selecție, citiți etichetele corect. Emisiunea o puteți vedea pe YouTube încărcată sau pe conturile mele de socializare, cât și pe Observatorul Prahovean, Dada TV, da, deci luați și încercați să vă mai uitați și sunt informații pe scurt ca să vă ajute să le memorați și să nu vă plictisească foarte mult, da, să aveți timp să le procesați. Cam atât pentru astăzi, citiți etichetele corect și nu uitați în fiecare marți de la ora 19 la emisiunea Nutriție și Sănătate, încerc să vă ofer niște informații utile pentru că spitalele sunt pline. Haideți să nu ajungem și noi acolo. Multă sănătate, la revedere și o zi minunată!